Pentru că, în mod normal, ar fi trebuit ca prezentarea mea să fie prima, pentru ca să-l înțelegeți anumiți termeni. O să încep totuși. Google AdWords. Ce definim? Ați văzut că se vorbea despre CPC, CPM, CTR, CPC mediu, quality score, o grămadă de termeni noi pe care o persoană care vrea să afle câteva detalii despre AdWords și vede un raport cu tot felul de hotărâri și așa mai departe, spune, what the hell is this? Unde am venit? Mă rog, hai să luăm primul termen, care e probabil că unul dintre cele mai utilizate, zic eu, CPC, cost per click. Înseamnă cât plătim atunci când un user dă click pe reclama noastră. Care este prețul pe care ni-l percepe Google? CPM, cost per mile, este costul pe care Google ți-l taxează, pe care Google ți-l ia atunci când anunțul tău a fost afișat de 1000 de ori unui user. Este cost per mile, costul pentru 1000 de afișeri a anunțului. Cost per click și cost per mile, în momentul în care avem campanii direcționate spre rețeaua de căutare, se pot seta sume licitate cost per click. Definițiile de aici le-am luat din Google AdWords, din ajutorul pentru Google AdWords. Dacă o să căutați, o să le găsiți exact așa cum sunt prezentate de către mine. Aș vrea să încerc oarecum să facem puțin o diferențiere între rețeaua de căutare, de fapt, ce înseamnă cele două campanii direcționate, una spre rețeaua de căutare, iar cea de-a doua spre rețeaua de conținut. În rețeaua de căutare, Google, de fapt, este acea pagină, în momentul în care cineva intră și caută un cuvânt cheie, se afișează mai multe rezultate organice. Veți vedea că aveți anunțuri și pe partea dreaptă și sus. Acele sunt rețelele de căutare. Iar rețeaua de conținut sunt site-urile partenere lui Google. Ca și serviciu pe care utilizatorii de site-uri, eu dețin un site și aș vrea să devin partener cu Google, puteți să apelați pentru AdSense. În felul acesta veți câștiga și niște bani extra prin faptul că Google își poziționează la dumneavoastră, că își pasează la dumneavoastră reclamele. Când nu înțelegeți ceva, întrerupeți-mă, întrebați-mă că eu o să vorbesc și... Deci, repet, aceste texte au fost luate din Google AdWords, acel ajutor pentru cei care sunt începători. Da. Cred că, de fapt, 1000 de afișeri pe oricare dintre site-uri, nu e mai toate. Da. Da, așa este. Și cost per mile, cum spunea și colegul meu, este available, se poate accesa numai atunci când îndreptățim că anunțurile noastre sunt plasate către rețeaua de conținut. În momentul în care vrem să setăm o campanie direcționată către rețeaua de căutare, vom stabili un prețul va fi cost per click. Suma licitată. Rata de click. Rata de click, după cum s-a mai explicat, reprezintă numărul de click-uri primite de anunțul dumneavoastră împărțit la numărul de apariții ale anunțului, la numărul de afișări. Câte click-uri s-au dat pe anunțul respectiv și împărțite la câte afișări are. Iarăși, rata de click a unui cuvânt cheie, acel click rate, este un indicator semnificativ. De ce? Pentru că este utilizat pentru a determina scorul de calitate, acel quality score. Un exemplu pe care colegul meu vi l-a dat, avea o rată de click redusă. Asta însemna că performanța acelui anunț sau performanța acelui cuvânt cheie era mică și era necesară optimizarea cuvântului cheie. Optimizarea cuvintelor cheie, adică determinarea celor cuvinte cheie care sunt foarte bune pentru campania dumneavoastră, se face cu tool-uri.
În Google Ads o să vedeți o serie de instrumente care vă ușurează foarte mult munca. Practic, Google vă pune la dispoziție tool-uri pentru anunțuri, să vedeți cât de bune sunt, cum se văd spre vizualizarea acestor anunțuri. La fel, tool-uri pentru cuvinte cheie, să vedeți cam care este volumul de căutări ale cuvintelor cheie, care sunt cuvintele ajutătoare sau ce vă recomandă el, atât în volumul de căutare local, cât și volumul de căutare pe ansamblu pe o lună de zile. În primul rând, spuneți-mi că vă văd oarecum răzmeriți. Câți dintre voi ați setat un cont Google AdWords? Cât ați încercat? Ok. Cred că, de fapt, asta era întrebarea pe care trebuia să o punem în primul rând. Adriana, nu cum se deranjeza. Puteți să spui că pentru Google AdWords există și o versiune de cont mult simplificată? Da. Pe care da. O poate încerca majoritatea celor care... Practic, Google AdWords, în momentul în care vreți să începeți o astfel de reclamă, vă pune să alegeți un cont standard sau un cont mai... deja pentru cei care știu câte ceva. Este bine de selectat contul standard. Mi se pare că după aceea se poate trece. Nu mai știu exact. Se poate trece la... Nu se poate trece. Deci ce se mai poate trece? La la mare? Păi nu se mai trece invers. Dar de la mic, să alegi după la mic, primești, dăm informațiile astea într-o formă mai digerabilă și ai primești esențialul, cum să faci o campanie, cum să ce. Și când te pune destul de bine terminologia și toate astea, poți să treci la contul ceva mai avansat. Ceva mai avansat, nu foarte avansat. Cred că noi ne-am axat prezentările și eu și colegul meu pe termen, pe tot felul de expresii, tot felul de definiții. Eu chiar m-am chinuit să memorez câteva dintre definițiile astea ca să nu par oarecum neștiutoare și să am un limbaj, ca să nu spuneți că iau pe cine ați invitat la prezentare. Haideți să o luăm altfel și cred că așa ar fi cel mai bine. Poate că ar trebui să facem o demonstrație live, să încercăm să setăm acum un cont. Zic că cel mai simplu ar fi, că puțin să plecați cu ceva. Nu? Așa cu tot felul de definiții, nu o să înțelegeți. Adriana, poate da. Vrei totuși să faci prezentarea mai pe scurt, să zici cât de... Da, scorul de calitate, la un moment dat, când mă pregăteam pentru un anumit examen, erau tot felul de definiții. Care este formula scorului de calitate, cum sunt poziționate anunțurile pe care vrei să le publici pe cuvinte cheie, cam care ar fi... cum anume scorul de calitate este influențat de landing page, de relevanța cuvântului cheie și așa mai departe. Până să ajungem la scorul de calitate, oricum e mult mai bine să explicăm cum se executează o campanie de AdWords și ce înseamnă posturile astea în plus. Sincer, acum.